Dacă aveți scripturile, vă invit să le deschideți în Efeseni, în capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acest ultim verset am să vă rog, am să-l repet și am să vă rog să-l spuneți după mine în traducerea din care citesc eu, într-un glas. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, bune pe care Dumnezeu mai dinainte ca, să ca să umblăm în ele. Doamne, Părinte Ceresc, Tu ai inspirat cuvântul tău și el este de folos pentru oricine vrea să se apropie de tine, să te cunoască, să se împace cu tine. Și să umble o viață într-o viață trăi, plăcută ție, în așa fel încât să ajungă să locuiască pentru vecie în prezența ta. Acest cuvânt al tău, mă rog să-l faci limpede și plin de puterea Duhului Sfânt în mijlocul nostru în această dimineață. Doamne, cei care mă vor asculta sunt unii care nu s-au împăcat cu tine alții care sunt copiii tăi prin Hristos Iisus. Sunt unii, Doamne, care au păcatele iertate în sângele lui Hristos, se bucură de noua viață în care au intrat. Sunt alții, Doamne, care sunt în căutare, care orbecă e încă în întuneric. Sunt unii care te doresc, sunt unii care nu știu de ce sunt aici. Sunt copii ai Tăi, Doamne, căzuți sub poverile lor. Sunt alții care le poartă prin puterea Duhului Sfânt, cu veselie pe cale. Sunt unii deznădăjduiți, sunt alții înaripați, sunt unii maturi, sunt unii imaturi. Suntem atât de diferiți, numai Tu, Doamne, poți să îmi dai un cuvânt care să fie de folos pentru toți și numai Tu poți să atingi fiecare inimă potrivit cu nevoia ei. De aceea te rog, în numele Lui Iisus Hristos, vină în mijlocul bisericii de o gloria astăzi. Și atinge-ne prin cuvântul tău, transformă-ne și mai ales, Doamne, te rugăm să ne echipezi pentru a face fapte bune care să îi facă pe oameni să privească spre tine, să-și ridice întrebări, să vadă bunătatea ta și mai ales, Doamne, să-și dorească să se apropie de tine. În numele Domnului Isus m-a rugat și știu că mă asculți. Amin. Ocupați locurile! Aș dori în această dimineață, în apropierea noastră de cuvânt, să îmi asum puțin contextul în care predic, și anume îmi dau seama că suntem după o pauză destul de lungă în cartea Efeseni, de uh, aproape o lună de zile. Îmi dau seama că suntem uh, o biserică care se bucură de roadele noi pe care Dumnezeu le-a dăruit și le-am sărbătorit. Duminica trecută, cei opt care ni s-au adăugat ca frați-surori prin legământul lor în apa botezului, sunt conștient de faptul că avem mulți oameni noi care sunt pentru, sau în ultima perioadă au venit pentru prima dată la noi, poate pentru prima dată într-o biserică evanghelică, precum aceasta, și de aceea aș dori să reiau puțin firul într-un mod foarte simplu în care suntem în Cartea Efeseni, în așa fel încât să fim toți uh, în același context, pe aceeași pagină și după aceea să ne oprim asupra cuvântului pe care Domnul îl are astăzi pentru noi și care, așa cum ați putut deja să intuiți, este bazat pe versetul 10 din Efeseni, ultimul pe care l-am spus cu toții cu vocetare. Cartea Efeseni, în care suntem ca biserică și pe care o studiem, a fost scrisă de Sfântul Apostol Pavel, a fost scrisă către credincioșii care trăiau în cetatea Efes, din Grecia de astăzi. Și a fost scrisă în urmă cu multă vreme, aproximativ prin, prin anul 60, 60, un pic, 62, după Hristos. Deci, aproape 2000 de ani în urmă. Ce poate să ne învețe o astfel de carte atât de veche, ce să fie de folos pentru noi astăzi? Rămâneți cu mintea și cu inima deschisă și cred că Dumnezeu își va susține astăzi cuvântul și ne va arăta cât de folositor este el, chiar și pentru noi, românii din Belgia sau, mă rog, din diaspora din secolul 21. Astăzi aș dori să privim spre Cartea Efeseni, în special spre acest verset din capitolul 2, versetul 10, însă vreau să vă aduc aminte, celor care ați fost de la începuturi cu noi și să vă spun pentru prima dată celor care sunteți noi aici, faptul că această carte este un cadou frumos din partea lui Dumnezeu în care atunci când deschidem ambalajul, găsim în ea ce găsim în ea? Hai să vă împrospătesc puțin memoria. Reia o întâmplare pe care am spus-o la începuturi. O femeie sărmană plimbându-se prin piață, la un moment dat primește în dar de la o vânzătoare de flori, căreia i s-a făcut milă de ea un crin alb. Foarte bucuroasă, îl ia și îl duce acasă. Și imediat își caută o vază, un borcan, un recipient, ceva, în ce să pună, să pună floarea. Până la urmă găsește o vază, așează crinul alb în vază, se dă un pas înapoi și când se admire floarea, își dă seama că ceva nu se potrivește. Vaza era murdară, crinul strălucea. Așa că ia vaza, spală vaza, așează crinul în vază, o pune pe masă și de asta dată altceva nu se potrivea fața de masă era murdară. Așa că imediat ia o cârpă, o curăță, o spală, o așează la loc, dar pe când avea față de masă curată, observă că podelele erau murdare, așa că se pune la frecat. Și tot așa, una după alta, pereții curățați, păianjenii luați, perdelele schimbate, geamurile spălate, Până când în cele din urmă, ostenită de atâta muncă, după câteva ore bune, femeia poate să stea într-o casă curată și să admire un crin alb curat, frumos, într-o vază curată, pe o masă curată și într-o casă curată. Când despachetăm cartea Efeseni, găsim în ea crinul alb al cerului, crinul alb al lui Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos. Atunci când îl primești în viața ta, toată viața ta se schimbă. Pentru că legea spirituală este următoarea. Dacă primești crinul, adică pe Hristos, în scurtă vreme, ori viața ta va alunga crinul, ori crinul îți va schimba viața. Nu există altă opțiune. Dacă l-ai pe Hristos în viața ta, ești o făptură nouă și toate lucrurile se fac noi. Și toată cartea Efeseni este o carte în care îl vedem pe Hristos care aduce înnoire, aduce o viață nouă, schimbă viața omului din temelie, îi schimbă mai întâi gândirea lui în raport cu cine este Dumnezeu. Îl învață pe om că, deși mort în păcat, el poate să fie o făptură nouă în Hristos, îi dă o identitate nouă îi arată că relațiile lui se schimbă atunci când Hristos locuiește în viața lui. Îi dă standard de noi după care să trăiască. Are o luptă nouă de dus. Și uite așa, cartea Efeseni ne învață că atunci când Hristos pătrunde în viața unui om, viața omului nu mai poate să rămână aceeași. Asta mi-au tot mărturisit de o lună de zile cei opt candidați pentru botez. Iar duminica trecută i-am văzut îmbrăcați în haine albe. De ce oare? Ca simbol al crinului alb care a venit în viața lor și care le-a înalbit viața, le-a transformat, le-a înnoit viața. Și spunem, fie ca Dumnezeu să vă întărească, să păstrați această curăție, această viață nouă pe care ați primit-o și să o purtați cu cinste mai departe haina pe care Hristos v-a dăruit-o. În capitolul 2 din cartea Efeseni, unde de unde învățăm astăzi, am văzut în câteva predici anterioare faptul că Pavel ne răspunde la câteva întrebări. Prima întrebare, de exemplu, este din ce ne mântuie Dumnezeu? De ce am nevoie să fiu mântuit? Și răspunsul lui Pavel este în primele versete din capitol, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Tu ai nevoie să fii mântuit dintr-o viață trăită în păcat. Iar păcatul are trei gheare cu care te ține captiv. Și anume, satan care te influențează din nevăzut, este firea ta pământească care te ține captivă, te ține rob uh, poftelor tale, dorințelor pe care le ai și în al treilea rând este lumea care exercită o presiune asupra ta ca să te conformezi stilului ei, felului ei, simbolurilor ei, valorilor ei, comportamentelor ei și este lumea care te vrăjește și te atrage ca să te îndepărtezi de calea lui Dumnezeu. Satan, firea pământească și lumea, prin aceste trei gheare, sufletul tău este ținut în mod moarte spirituală în păcatul tău. Din ce ne mântuie Dumnezeu? Din asta ne mântuie Dumnezeu? Și dacă astăzi ești aici și Dumnezeu te-a convins că ai nevoie de mântuire, ai nevoie să auzi răspunsul la a doua întrebare și anume, de ce ne mântuie Dumnezeu? Ce motiv ar avea Dumnezeu să ne mântuie dacă noi suntem morți în păcatele noastre? Dacă noi suntem niște cadavre umblătoare? care în ochii lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, duhnesc a pofte și a fapte păcătoase, ce motiv ar avea Dumnezeu să ne mântuie? Iar răspunsul pe care îl dă Pavel este următorul, uitându-te la tine niciunul. Din potrivă, uitându-se la tine, Dumnezeu are toate motivele să nu te mântuiască. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari, cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin Har ați fost mântuiți. Cum suntem mântuiți? Suntem mântuiți din dragoste, suntem mântuiți din dragoste. Aceasta este ceea ce îl motivează pe Dumnezeu să ne mântuie. Următoarea întrebare la care răspunde Pavel aici este cum ne mântuie Dumnezeu? În ce fel? Și răspunsul l-am citit împreună. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și ultima dată când am stat în pasajul acesta, am văzut că suntem mântuiți fără faptele noastre. Dar știu. Tu cel care ai vrea să îți plătești mântuirea te simți insultat. Nu se poate ca să fii mântuit și tu să nu contribui. Nu se poate ca tu să fii mântuit și să nu plătești. E împotriva bunului simț. E împotriva eului tău care vrea să facă ceva pentru mântuirea ta. Dar Dumnezeu exact asta spune. Nu ai nicio faptă care să poată să fie de valoare înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, orice faptă bună ai avea este însoțită în subteran de motivații greșite, de alte o sută de fapte care stau împotriva faptei bune. Și așa cum un strop de ulei strică un întreg pahar de apă, la fel, la fel, o singură faptărea poate să strige, o, să strige o întreagă viață și să te facă să fii inacceptabil înaintea lui Dumnezeu. De aceea, suntem mântuiți fără fapte, dar suntem mântuiți prin faptele pe care le-a făcut altcineva pentru noi. Prin lucrarea pe care altcineva a făcut-o în folosul nostru. Suntem mântuiți prin lucrarea pe care Hristos, cel drept, cel curat, prea Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, a făcut-o în locul tău și în locul meu și prin această lucrare a lui Hristos, fără faptele noastre, noi suntem mântuiți. Ceea ce înseamnă că oricine are șansă, orice ai fi făcut, ești acceptat. Pentru că nu ești acceptat pe baza faptelor tale sau pe baza vieții tale trecute, ești acceptat pe baza îndurării lui Dumnezeu arătate ție în Hristos. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și toți Sfinții lui Dumnezeu din locul acesta, ar trebui să strige un mare Aleluia! La adresa Mântuitorului nostru glorios, care ne-a mântuit fără faptele noastre, prin viața curată pe care a trăit-o, prin moartea Lui la cruce, pentru păcatele noastre și prin învierea Lui dintre cei morți, pe care o sărbătorim și noi astăzi împreună cu confrații noștri români din țărișara noastră de care suntem departe acum. Întrebarea la care Răspunde versetul 10 asupra căruia ne oprim acum este alta. Dumnezeu ne mântuie din păcat, din moarte. Dumnezeu ne mântuie datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit. Dumnezeu ne mântuie prin har, prin credința în Isus Hristos și fără faptele noastre. Dar cu ce scop ne mântuie Dumnezeu? Cu ce scop ne mântuie Dumnezeu? Ce urmărește Dumnezeu în mântuirea noastră? Și Cuvântul ne dă două răspunsuri, unul la care nu ne vom opri astăzi și unul la care ne vom opri. Iar primul răspuns este Dumnezeu ne mântuie ca în toată veșnicia viitoare să se laude cu bunătatea pe care El o arată în cei pe care îi mântuie. Dumnezeu să arate înaintea îngerilor, înaintea demonilor, înaintea lumii întregi. Cât de mare este îndurarea Lui care îi mântuie pe păcătoșii care nu merită să fie mântuiți. Și lucrul acesta îl găsim în versetul, uh, versetul 7, citesc și 6. El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus. Dumnezeu ne mântuie pentru slava Lui. Și al doilea răspuns la care vom privi mai îndeaproape astăzi este de ce ne mântuie Dumnezeu? Dumnezeu ne mântuie pentru fapte. Dumnezeu nu ne mântuie prin fapte, dar Dumnezeu ne mântuie în vederea faptelor bune pe care El vrea să le lucreze prin noi în lume. Dumnezeu urmărește să aducă pe pământul acesta blestemat, acoperit de întuneric, de păcat. Urmărește să aducă prin viețile noastre o lumină, o lumină statornică a faptelor bune care să arate spre Dumnezeu, care să arate spre o putere care nu vine din noi înșine. Că spunem împreună cu Pavel, această putere nemaipomenită a Evangheliei locuiește în niște vase de lut, suntem slabi, suntem nevrednici, dar prin faptele bune pe care Duhul lui Dumnezeu le produce prin noi, în lumea aceasta, în viața aceasta, în ciuda slăbiciunilor noastre. Dumnezeu poate să dovedească că El este real și poate să-i cheme pe alții la mântuire, să-i cerceteze și să-i îndrume înspre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care ne-a mântuit fără fapte, ne mântuie pentru fapte sau în vederea faptelor. Dumnezeu este celos pe viața noastră. Dumnezeu vrea de la noi o viață trăită pentru el în toate faptele noastre. Oare nu asta ne rugăm atunci când zicem Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cum, Cristi? Beni. Cum vine împărăția lui Dumnezeu din cer pe pământ? Cum? Prin faptele noastre făcute după voia Lui. Prin faptele noastre făcute după voia Lui, noi întindem mâna în cer, luăm voia lui Dumnezeu din cer și o aducem în ființă aici pe pământ. Mai sunt și alte modalități, dar prin faptele noastre, pregătite de Dumnezeu mai dinainte, adică faptele făcute după voia Lui, atunci când umblăm în ele, noi împlinim voia lui Dumnezeu și aducem voia lui Dumnezeu pe pământ. Oare de ce este important ca să înțelegem bine și să așezăm răspunsul? La această întrebare, cu ce scop ne mântuie Dumnezeu, la temelia vieții noastre de credință. Deoarece, înainte de a-l cunoaște pe Hristos, eram oameni urâți. Oameni urâți. Prin egoismul nostru, prin lupta pentru interesele noastre, prin nepăsarea noastră față de Dumnezeu și față de semeni, prin faptul că uneori înșelam, călcam peste cadavre, uram și eram vreni să fim urâți. Înainte eram oameni urâți, dar prin frumoasa mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o, prin frumosul mântuitor Iisus Hristos, Dumnezeu vrea să facă din noi oameni Vii și oameni frumoși, oameni asemenea lui Dumnezeu, oameni care să aducă frumusețea lui Dumnezeu într-o lume urâtă. Să aducă harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu într-o lume lipsită de har și lipsită de bunătate. De aceea este important să înțelegem. Mă uit din nou, îmi pare rău că nu i-am pe primul rând, dar îi găsesc eu prin sală pe cei care s-au botezat uh, duminica trecută și uh, vreau să vă spun, există mai multe, Lidia, există mai multe versiuni de creștin. Nu știu dacă știai asta. De exemplu, voi acum aduceți o versiune de creștin care în bucuria găsirii comorii e gata să lase la o parte orice altceva ca să îl găsească pe Hristos. Așa Emilia, râde Emilia pentru că ea știe deja ce a lăsat pentru ce a găsit în Hristos. Da? Asta e o versiune de creștini pe care voi o aduceți aici în Biserica de Ogloria, dar vreau să vă spun ceva, să vă pun în gardă. Există aici printre noi unii creștini învechiți care au reușit să creeze o altă versiune de creștini. și cu care când veți intra în contact veți simți cum zelul vostru se stinge, cum credința voastră e atacată de îndoială din partea lor, a celor frați învechiți pe cale. Și problema nu e că au ani mulți pe cale, problema e că au un singur an, dar îl tot repetă. Nu se maturizează. Se învârt într-o ușă rulantă pe același nivel de maturitate de ani de zile. Nu-și caută soluții rădăcină la problemele pe care le au. Pun plasturi pe simptome și ei vă vor descuraja, pentru că ei au reușit să creeze o altă versiune de creștini, pe care Hristos nu o avea în biserica lui. Și vreau să vă spun în numele lui Isus Hristos, căutați fața lui în orice vreme. Voi cei care ați intrat acum, ca să nu vă potriviți tiparului unora din această biserică, ci să vă potriviți tiparului lui Hristos și prin voi, Dumnezeu, să-i aprindă pe alții, să-i scuture pe alții, ca să ne întoarcem la o versiune curată de creștinism. Și singura versiune de creștin în contextul acestui mesaj care onorează mântuirea frumoasă pe care am primit-o din partea lui Isus Hristos este creștinul frumos. Am mai spus o altă dată. Dumnezeu vrea să ne mântuie din urățenia faptelor noastre ca să ne așeze în frumusețea faptelor făcute în Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt. De aceea este important ca să auzim acest mesaj, să înțelegem și să căutăm ceea ce Dumnezeu ne pune înainte, ca luptă prin, această, prin acest cuvânt. Am fost creați pentru fapte bune, asta spune cuvântul aici, căci noi suntem lucrarea Lui. Am fost creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să o umblăm în ele. Că înainte de veșnicie în Hristos, este faptul că în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți. Înainte de veșnicie, este o taină. Am explorat-o la vremea potrivită, ce înseamnă această alegerea noastră, încă înainte ca noi să fi fost. Dar acum vreau să observați acest lucru uh, și anume faptul că alegerea noastră de către Dumnezeu înspre mântuire ne obligă la un anumit comportament. Și am să vă dau un exemplu. Mă iartă Nelu că mă leg de el, dar e un exemplu foarte natural. În luna februarie, Biserica de Ogloria și-a ales un administrator, pe fratele Nelu Foltuț. Și uh, până, până atunci, fratele Nelu era mereu disponibil la tot felul de lucrări în plan administrativ, când se fluiera și era nevoie, venea și el și se oferea. Dar din momentul respectiv, el a avut parte de o alegere specială din partea bisericii. Alegerea în rolul de administrator. Imediat după aceea a venit încercarea focului. Proiectul Pro-Ucraina, care este un proiect mult mai mare decât orice proiect pe care noi l-am avut până acum și care implică uh, resursele acestea materiale umane, gestionarea lor. Um, am venit cu Nelu și cu Daniela de la aeroport din Ueză până Germania, până aici, și o oră jumate sau două ore cât a durat călătoria, despre un singur lucru am vorbit. Despre faptele care trebuie să se nască în noul rol de administrator vis-a-vis -vis de proiectul Pro-Ucraina. Și l-am văzut pe Nelu în ultimele săptămâni pretutindeni, unde era nevoie, împreună cu ceilalți frați, umplând goluri, coordonând diverse, uh, diverse resurse, diversi oameni, în vederea împlinirii acestui, acestui proiect. Și sunt sigur că și din dinamica lor de familie s-a schimbat radical. Din februarie încoace. Uh, de ce? Pentru că alegerea te obligă. Alegerea îți schimbă comportamentul. Alegerea îți schimbă faptele. Alegerea îți schimbă mentalitatea. Alegerea te obligă la responsabilitate și din acest simț al responsabilității se nasc fapte noi, un set nou de fapte. Aș vrea să țineți minte, faptele la care ne cheamă Dumnezeu sunt potrivite cu alegerea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o înainte de veșnicie. Și dacă ești ales de Dumnezeu din veșnicie, alegerea aceasta te obligă. Nu poți să eviți. Creștinul ales de Dumnezeu să fie sfânt și fără cusur este un creștin care are uh, alegerea aceasta, îi impactează gândirea, îi schimbă trăirea, își cântărește faptele în lumina acestei alegeri. Apoi, fapte potrivite cu natura, ne spune versetul 5, tot din capitolul 1, unde se face trimitere uh, prin expresia faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ne spune că Dumnezeu ne-a predestinat pentru un fiere prin Isus Hristos. Ce înseamnă înfierea? Înfierea înseamnă că până la un moment dat în viața noastră noi eram străini de Dumnezeu, eram vrășmași față de Dumnezeu. Și eram robi ai legii, robi ai lui Satan. Dar din momentul în care Îl urmăm pe Hristos, noi devenim copii ai lui Dumnezeu. Am fost în viață în familia lui Dumnezeu. Ba mai mult, ni se dă o natură nouă. Avem în noi o natură nouă. Ce înseamnă această natură nouă? Ne spune versetul 10, revenim la versetul 10 pe care uh, îl avem sub ochi. Noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos pentru faptele bune și așa mai departe. Noi suntem lucrarea lui. Vă dau din nou o imagine ca să înțelegeți. Deci, înainte, erai pește. Ca pește, puteai să funcționezi bine numai în apele păcatului. Păcatul era mediul în care te simțeai bine. Îl inspirai și îl expirai. Îl iubiai, îl căutai, dorințele inimii tale erau într-acolo, prietenii tăi ți alegeai pe criteriile astea. Apele păcatului erau singurul mediu în care tu te simțeai bine. A venit Dumnezeu prin Hristos și-a aruncat brațele în apele păcatului, te-a scos de acolo, pe tine peștele, ți-a pus aripi, ți-a schimbat natura, te-a făcut o pasăre, și de acum încolo, în momentul în care tu, prin anumite împrejurări, prin faptul că te mai trage natura veche sau vechi prietenii încă te mai împing în păcat și te scufundă în apă, tu nu poți să mai trăiești acolo. Pentru că natura ta nouă te-a dotat pentru zbor te-a dotat să mergi spre cer, să te apropii de Dumnezeu. Tu ai nevoie de aer, ai nevoie de văzduh, ai nevoie de libertate, libertatea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. Când ești în păcat, tu nu poți respira, tu nu te simți bine, nu te mai simți bine în pielea ta, pentru că Dumnezeu ți-a schimbat prin Hristos natura. Și natura ta cere un aer nou și cere fapte noi. Asta înseamnă să ai fapte potrivite cu natura ta cea nouă. Dumnezeu a făcut din voi o făptură nouă. Maria, nu uita asta, ți s-a schimbat natura. Nu te vei mai simți bine în păcat. Și dacă vei încerca, vei reuși, dacă un preț foarte mare, pentru o vreme. Dar Duhul lui Dumnezeu nu te va lăsa. Pentru că Dumnezeu te-a creat pentru altceva. Te-a creat să trăiești în Duhul lui Dumnezeu și în curăția pe care El o aduce. Îmi aduce asta aminte de fermierul care, găsind la un moment dat un ou de vultur, l-a luat și l-a pus sub găină, împreună cu celelalte ouă. Și la vremea în care um, ouăle au clocit, au ieșit puișorii, a ieșit și puiul de vultur. Și um, este un lucru dovedit în, în studiul vieții păsărilor, faptul că um, pasărea recunoaște ca mamă, pe prima ființă pe care o vede acolo, înaintea ei. Așa că vulturașul a crescut cu mentalitatea că e găină, că găina e mama lui, și a început să umble cu găinile pe acolo, prin gunoi, prin țărână, scurmând. La un moment dat a venit un pădurar care, văzând toată situația, l-a durut inima să vadă un vultur care se comporta contrar naturii lui. Și vorbind cu fermierul, a aflat toată povestea, a reușit să ia, să obțină vulturul de la el, l-a luat și l-a dus pe o înălțime mare și l-a aruncat în aer. Pe vulturul găină care nu știa să zboare. Pentru că toată viața a crescuse cu mentalitate de găină fără să știe cine este. Și în momentul în care vulturul s-a văzut în aer, gata să uh, pice, și-a întins aripile și a descoperit dintr-o dată că a fost creat pentru văzduh, pentru zbor, a descoperit că este altceva. Nu știu dacă povestea este adevărată cu vulturul, dar știu că este adevărată cu privire la mulți dintre noi, dintre creștinii care suntem aici, care am primit în Hristos naturii noi, de copii de Dumnezeu, de fii ai luminii. Dar nu trăim potrivit acestei naturi și avem nevoie ca Dumnezeu uneori să ne ia și să ne dea cu capul de pereți ca să ne revenim și să înțelegem cine suntem în Hristos. Sau avem nevoie ca de Dumnezeu ca să ne ia, să ne ducă pe înălțimi, să ne arunce niște responsabilități pe care nu am fi vrut să le avem, ca acolo aruncați, să putem să ne întindem maripile și să ne dăm seama că putem să facem ceea ce nu credeam că putem face. Pentru că am continuat să gândim cu mentalitate de găini pe când noi avem naturi de vulturi și suntem chemați la zbor. Fapte potrivite cu natura noastră. Și în ultimul rând avem uh, aceste fapte care sunt potrivite cu chemarea sau cu destinul nostru. De unde uh, deduc acest lucru? Din același verset 10. Dacă vă uitați împreună cu mine, Pavel spune aici căci noi suntem lucrarea Lui, am fost creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Expresia aceasta ca să umblăm în ele este o expresie care adeseori este tradusă ca să trăim în ele. Cred că și nu știu exact Cornilescu cum are uh, uh, cum are uh, tradus această expresie să umblăm. OK, a tradus foarte bine. Am văzut traduceri care uh, pun ca să trăim în ele. E adevărat, sensul este acesta, dar imaginea pe care Pavel o folosește acolo este efectiv a umblării. Și eu cred că e important să reținem această imagine a umblării, deoarece a trăi este un termen abstract. Dar umblarea, știți ce înseamnă? Umblarea înseamnă să pui pas, lângă pas, în aceeași direcție. Da? Asta este umblarea. Și cuvântul lui Dumnezeu aici vrea să ne aducă aminte că tot ceea ce facem în viața noastră contează. Florin, în momentul în care încetează slujba ta de conducător al bisericii în închinare aici, deja vorbirea ta în timp ce mergi spre mașină sau cu un biscuit în gură aici la agapă, vorbirea ta deja este următorul pas. Până acum ai avut un pas în care a trebuit să-l reprezinți pe Dumnezeu în contextul de închinare, dar începe următorul pas de umblare în care trebuie să-l reprezinți pe Dumnezeu în discuțiile de la colț, în mașină, în jurul mesei acasă, mâine la locul de muncă, pas după pas. Se schimbă contextul, se schimbă peisajul, se schimbă oamenii cu care am de-a face, dar contează fiecare pas pe care îl fac. Și în fiecare pas pe care îl fac sunt chemat să descoper faptele care îl onorează pe Dumnezeu. Faptele potrivite cu alegerea, faptele potrivite cu natura nouă pe care o am și faptele potrivite cu chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și acest cuvânt, nu ne surprinde, umblare, este reluat în capitolele 4, 5 și 6, adică în partea practică a epistolei către Efeseni, căci primele trei capitole sunt o uh, parte mai teoretică de teologie înaltă, cunoașterea lui Dumnezeu și ce a lucrat El pentru noi, dar partea a doua, de la 4 la 6, ultimele trei capitole, sunt teologie practică. Cum trebuie trăită viața în așa fel încât să fie de plăcut miros înaintea lui Dumnezeu viețile noastre? De aceea, capitolul 4 începe în felul următor. Așadar eu, cel întemnițat pentru Domnul, spune Pavel, vă îndemn să trăiți, observați din nou, cuvântul a umbla. Din nefericire a fost tradus să trăiți, aici în traducerea mea. Deci, vă îndemn să umblați într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Umblați într-un mod potrivit cu chemarea pe care va făcut-o Dumnezeu. Dacă citiți mai departe cartea Efeseni de la capitolul 4 la 6, dacă sunteți în criză de idei, Doamne, care sunt faptele alea pe care trebuie să le fac? Ia capitolul 4 la 6, citește-l în duh de rugăciune și Dumnezeu îți va arăta. Cine mințea să nu mai mintă, ci să spună aproape lui să iau adevărul. Cine fura să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui. De ce? să-și cumpere o mașină mai bună? Nu! Ca să aibă să-i dea altuia. Iată faptele bune. Acolo ni le spune Pavel, detaliate. Ești mândru, ești iute, ești plin de amărăciune, rezolvă-ți problemele pentru că prin astea îl întristez pe Duhul lui Dumnezeu. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, iertați-vă unii pe alții, imitați-l pe Dumnezeu, Tatăl vostru. Astea sunt faptele bune. Cuvinte porcoase în gura ta? Da, citește, tinere. Mă auzi? Unde sunteți tinerii? Da? Aveți cuvinte porcoase în gura voastră? Citiți Efeseni 5. Și veți găsi că sunt fapte care nu onorează pe Dumnezeu. Și vi se dă și sugestia cu ce trebuie să înlocuiți. Cu ce trebuie să înlocuiți bârfa? Pentru că bârfa nu este compatibilă cu natura nouă pe care am primit-o din, 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 Dumnezeu. E o încercare de a trăi sub apă. În păcat. Din potrivă, zice cuvântul, vorbirea voastră să fie plină de har, dreasă cu sare, în așa fel încât când deschideți gura să-l zidiți pe cel care e lângă voi. Nu să-l apăsați, nu să-i dați în cap, nu să dărâmați imaginea sau demnitatea sau viața altcuiva înaintea altora. Citiți partea a doua a Efeseni și veți vedea sugestii legate de aceste fapte bune. Fapte bune potrivite cu chemarea sau destinul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Acum aș vrea să aș vrea să vă spun pe scurt fără să insist. A ce miroase hainele bune ale creștinului frumos? A ce miroase aceste haine? ale faptelor bune cu care noi ne îmbrăcăm în viața noastră. Nu am să poposesc mult aici, însă vreau să vă spun hainele creștinului frumos miroase a sfințenie. Dacă nu iubești sfințenia, dacă nu cauți sfințenia, atunci orice fapte bune exterioare ai avea, ele poartă un miros care vine din beciurile tale, din inima ta, din lăuntrul tău, care nu este compatibil cu ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Hainele creștinului frumos, miroase, aduc sfânt. E interesant că aceste fapte bune sunt faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Știi de ce? Nu sunt faptele bune ale minții tale, ale ideilor tale bune. Nu sunt faptele bune pe care le pot face mușchii tăi, pe care le inventează creativitatea ta. Sunt fapte bune care se nasc din această părtășie strânsă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea, faptele bune ale creștinului frumos miroase a Duhul Sfânt, miroase a cămăruță, miroase a părtășie cu Dumnezeu. Normal, în mod normal, ar trebui să fie parte din rugăciunea standard a credinciosului serios. Această rugăciune pe lângă, Doamne, fă asemenea cu Fiul Tău, cu Isus Hristos, Doamne, astăzi, care sunt faptele bune pe care vrei să le fac împreună cu Tine? Care sunt oamenii pe care vrei să-i ajut? Care dă-mi ochi să văd situațiile în care vrei ca să mă implic? Dă-mi ochi ca să pot să înțeleg situațiile cu care nu vrei să am de-a face. Ajută-mă să identific nevoile în care pot să mă implic și în care pot să aduc lucrarea ta. Când te rogi în felul acesta, Dumnezeu îți sporește ocaziile, Dumnezeu îți deschide ochii și Dumnezeu face ca faptele tale să miroase a Duh Sfânt, a părtășie cu Hristos și El însuși să nască faptele Lui prin tine. Apoi, hainele creștinului frumos miroase a sinceritate. Este cineva de aici care, ca mine, este pățit cu fapte bune pe care le-au făcut alți frați din biserică și pe care mai târziu a descoperit că au fost făcute cu altă inimă, cu alte intenții, cu alte dorințe decât dorința sinceră de a-ți face bine. Au fost lucruri egoiste în spate, au fost mândrie, au fost dorință de uh, a îți deschide gura să dai secrete pe care după aceea să le întoarcă împotriva ta. Este cineva pățit? Da? puțini. Eu cred că sunt mai mulți decât, decât arată. Dar probabil că va, probabil unii v-ați cu mine și nu vreți să, să vă trădați. Eu cred că în toată Biserica lui Hristos există astfel de răni, de oameni care au primit fapte bune, care le-au rezolvat o problemă exterioară, dar după aceea s-au întâlnit cu caracterul celui care a făcut fapta bună și caracterul respectiv ducnea aviclenie, a lipsă de sinceritate. Și-au ajuns ca să fie răniți, mult mai adânc, apăsați, loviți, mult mai dureros. În așa fel încât să zică, mai bine eram fără lada aia de mâncare decât cu lada aia de mâncare și cu ce am tras după aceea. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Când facem fapte bune, nu e suficient. Știți, noi definim faptele bune a răspunde cu o resursă la o nevoie. Scriptura nu așa definește faptele bune. Scriptura definește faptele bune a răspunde la o resursă cu o nevoie, Dorin să-l glorifici pe Dumnezeu, nu pe tine însuți, cu bunătate, cu răbdare, cu blândețe. Și aici spun următorul lucru, hainele creștinului frumos miroase, a bunătate, a blândețe, a răbdare, a smerenie. Dacă nu miroase faptele tale, a aceste lucruri, atunci faptele tale nu sunt bune în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă unuia sau altuia îi sunt de folos banii tăi și plasata de mâncare. Și felul în care te-ai implicat ca să îi uh, cari molozul din casă și să-l încarci în con container. Faptele tale bune îi sunt de folos celui pe care îi le-ai făcut. Dar dacă nu sunt făcute în smerenie, în bunătate, în blândețe, ție nu -ți sunt de folos, pentru că nu ies din caracterul lui Hristos. Și ține minte mireasa Domnului Iisus Hristos. Mirele nu este înainte de orice încăutare. căutarea faptelor tale este încăutarea inimii tale. Dacă nu-i dai inima ta faptele tale nu-ți ajută la nimic. Iar dacă îi vei da inima ta, îi vei da și faptele tale. Um, îmi amintesc de un frate care îmi povestea că un frate din altă parte că a ieșit la un moment dat să ajute oamenii străzi din orașul respectiv. Și a ieșit cu un grup de alți frați, aveau pregătite niște pachete cu alimente, erau oameni fără casă, fără masă, oameni în nevoi foarte mari și au mers înspre ei și au început să le împartă pachetele. Și oamenii se bucurau, spuneau un mulțumesc frumos. Dar la un moment dat a apărut cu întârziere fratele care conducea lucrarea respectivă. Și fratele respectiv, când a apărut acolo în locul lor, în adăpostul unde era, nu a mers să le întindă pungă cu alimente, ci a mers și a luat în brațe. Erau jegoși, erau nespălați, puțiau, miroseau, poate acoperiți de răni, veniți de pe străzi, poate unii de la cerșit. Dar fratele lui nu i-a păsat. I-a luat în brațe, i-a sărutat, i-a îmbrățișat ca ai lui, le-a spus pe nume, și dintr-o dată oamenii ăștia s-au luminat la față. Pentru că omul ăsta le-a dat ceva mai mult decât o jertfă exterioară. Mai mult decât un pachet de alimente. Omul acesta le-a dat inima lui, dragostea lui. Era un om care nu-i păsa de el, nu-i păsa că-și murdărește hainele sau că se umplu de miros. Le-a dăruit bunătatea lui Dumnezeu. Când faptele noastre, când faptele noastre... Sunt pe placul lui Dumnezeu întotdeauna, ele sunt însoțite de o astfel de inimă care și de o astfel de minte care este curățată de gânduri necurate. Și aici rostesc un cuvânt de avertizare, pentru că am văzut adeseori în Biserica de O Gloria lucrul acesta și anume gândim rău despre frații noștri, gândim rău despre Biserica lui Hristos, judecăm în inimile noastre, suntem critici. Bărfim și după aceea ne implicăm încercând să facem fapte bune. Crezând că sacrificiile noastre, crezând că ceea ce dăruim, crezând că timpul pe care îl dăm, crezând că mâna pe care o dăm de ajutor va acoperi duhoarea inimilor noastre. Faptele bune nu pot să iasă decât dintr-o gândire bună față de frații tăi. Numai dacă gândești cum gândește Hristos în dreptul fraților, fraților tăi, poți să naști într-adevăr fapte bune care să fie plăcute lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie, atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să-i cerem putere ca să creștem în faptele bune față de frați. Avem înainte de orice nevoie să ne înnoim mintea avem nevoie să ne schimbăm gândirea. Câteva sugestii finale. O întrebare cu care poate ar merita să stai înaintea lui Dumnezeu în cercetare acasă. Care este nivelul tău de fapte bune? Cât de mare este zelul tău în fapte bune? Cartea Tit, tot Apostolul Pavel spune că cei care au fost înnoiți prin har trebuie să fie cei din tâi în fapte bune, să fie plini de zel sau plini de râvnă în fapte bune. Așadar, întrebarea mea este, ești zgârcit sau ești generos în fapte bune? Pentru că dacă ești zgârcit în fapte bune, înseamnă că de regulă viața ta este un continuu me-time. Acum ai timpul pentru mine, acum ai timpul pentru dorința asta mea, acum ai timpul pentru copilul meu, acum ai timpul pentru soția mea, acum ai timpul să mă recrez, acum ai timpul să muncesc, acum ai timpul să câștig bani, acum e timpul să cheltuiesc bani. Me time, pentru mine, pentru mine, pentru mine. Pentru mine. Acum e timpul să mă duc în vacanță, acum e timpul să mă lăsați în pace, acum e timpul să eu, 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 eu. E zgârcit în fapte bune, dar nu din întâmplare și pentru că nu ești preocupat cu ceea ce îl preocupă pe Hristos în viața ta. Te-ai abătut de la chemarea pe care o ai. Te cheamă Dumnezeu să începi să cercetezi viața și să vezi cum stai cu nivelul faptelor bune. S-ar putea de aceea să ai timp să tot învârți gânduri care te duc în depresie uneori, pentru că te gândești prea mult la tine însuți, pentru că te gândești prea puțin la Hristos și la ce treabă are Hristos cu tine, de încă te mai lasă pe pământ. Ai nevoie să ieși din această gravitație a eului și ai nevoie să înveți să umbli în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Ai o sumedenie de daruri pe care Dumnezeu vrea să le folosești pentru slava Lui în viața semenilor. Sau poate ești zgârcit în fapte bune pentru că ești blocat în trecutul tău în niște experiențe trecute pe care le-ai avut cu frații ăștia pe care Dumnezeu te cheamă să-i slujești sau cu alți frați în altă biserică, dar pe ăștia îi vezi prin prisma experiențelor tale din trecut și mintea ta este întunecată și întotdeauna ai motive. Ăsta nu-i vrednic, ăsta mi-a spus asta, despre asta, știu asta. Ia te uită, dar tu ești vrednic să fii în împărăție. Dar tu ești vrednic să primești mântuire? Și dacă Hristos Îți dăruiește ceea ce tu nu ești vrednic să primești. Oare nu te învață prin aceasta cum să te comporți cu cei care nu sunt vrednici? Iar dacă Hristos ne spune despre vrăjmașii noștri, faceți bine celor ce vă urăsc, oare nu este chemarea lui să facem bine și fraților noștri, care din imaturitate, din slăbiciune, din presiunea pe care și ei o au în viețile lor, mi-au greșit uneori? nu e așa că nu scăpăm nicicum de chemarea la a fi generoși în fapte bune. Care este nivelul tău în fapte, bun, în fapte bune? Um, vreau să mă opresc aici um, și există o pădure, închei cu această imagine, există o pădure la vreo 100 de kilometri de aici, vă recomand să mergeți să o vizitați, Hallerbos se numește, e undeva în zona, cred, cred de nord a Bruselului. Este o pădure uh, tânără. În primul război mondial, ocupanții germani au distrus vechea pădure și ceva ani mai târziu au plantat noi copaci, iar acum pădurea aceasta este cunoscută prin faptul că sub copacii aceștia, pe o suprafață de 500 și ceva de hectare, se întinde pădurea, este o imensitate de zambile sălbatice de pădure, move și înmiresmate. Atât sunt de micuțe, atât sunt de firave, încât cu o zambilă nu faci nimic. Nici măcar în casă nu-ți înmiresmezi atmosfera și nu-ți înveselești puțin. Uh, culorile din casă. Atât sunt de micuțe și de delicate. Dar în momentul în care ai câte 300 pe metru pătrat, în momentul în care ai înainte sute de mii de zambile printre copaci, este momentul în care te desfătezi în frumuseția unui covor violet care îmbracă, miresmează aerul dintre copaci într-un mod deosebit. Vreau să vă spun Biserica de gloria este o pădure în care Dumnezeu a plantat copaci, ne-a plantat pe noi. Iar sub acești copaci Dumnezeu se așteaptă ca să se găsească mireasmă și să se găsească culoare. O mireasmă și o culoare care să arate spre cer. Cu o faptă bună a unuia sau a altuia nu se întâmplă tare mult. Dar atunci când fiecare dintre noi ne împlinim chemarea, atunci când faptele bune nu ni le numărăm, am reușit să mai fac încă una. Ci suntem exact ca în Matei 25. Doamne, dar când am făcut noi asta? Când ai fost străin și te-am vizitat? Pentru că sfinții atât de multe fac că nu le mai țin minte. Și atât de concentrați sunt pe Hristos și pe cei pe care ajută, și nu pe ei înșiși, încât nu notează mereu în palmares, uh, uite, am mai făcut o faptă și o ține minte, trebuie să facem selfie cu toate faptele noastre bune și trebuie să le arătăm. Lasă că le ține minte Dumnezeu. Treaba noastră este să aruncăm pâinea pe ape. Dumnezeu ne dă cu generozitate, să dăm cu generozitate, să fim risipitori în fapte bune. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, care ne dă și când nu merităm, care ne dă și când nu are speranță că se va întoarce ceva înapoi. Și atunci Biserica de Ogloria va fi înmiresmată și colorată de un belșug de sute de mii, de milioane de fapte bune pe care le presară Sfinții lui Dumnezeu din Biserica aceasta oriunde ajung. Doamne, fă ca Biserica de Ogloria să fie o biserică înmiresmată și colorată, cu o multitudine de fapte bune pe care le-ai pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Ce ziceți, ăsta e un cuvânt de ascultat sau e un cuvânt de trăit? Hmm? Pentru că dacă e de ascultat Atunci La ascultare Eu nu-ți e ok să stai așa Eu <laughs> la? nu stă așa Cu mâinile în sân Dacă e numai de ascultat putem să rămânem și de luni așa Dar dacă e un cuvânt De trăit După ce am stat așa la ascultat Va trebui să stăm așa la trăit Bă, dar mulți n <laughs> Ne sufulcăm mâinile intrăm în viață și începem să împlinim voia pe care Dumnezeu are de la noi. Aș vrea să vă provoc în direcția asta. Și cea mai mare provocare pe care o avem este faptul că ne apropiem de masa Domnului. Este locul în care, în momentul în care pe Hristos a început să-L coste faptele bune. L-a costat întotdeauna să vindece bolnavi, să stea de inzori de vreme până seara târziu, să fie rupt de oboseală. L-a costat întotdeauna pe Hristos. Dar în momentul în care a început să-L coste viața, tot n-a dat înapoi. Pentru că ne-a iubit până la moarte. Și aș vrea să îndrăznim. Să îndrăznim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, în fața mesei Domnului, cu pâinea în mână, cu vinul în mână, aș vrea să te cercetezi. Și dacă simți că nu funcționezi în natura ta nouă în Hristos. Simți că faptele tale nu sunt pe măsura bogățiilor de resurse pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. Simți că prea mult consum pentru tine, prea mult ești focalizat pe casa ta, prea mult ești focalizat pe tine, pe slăbiciunea trupului tău, pe faptul că n-ai îndeajuns în frigider sau în contul de la bancă. Și refuz să-L slujești pe Dumnezeu cu ce ai, cu ce ți-a rămas. Dacă Dumnezeu te cercetează, Stai înaintea lui Dumnezeu cu pâinea și cu vinul în mână și începe să te roci și să zici, Doamne, arată-mi ce am și ce pot face cu ce am. În timp de o zi, Suse, atât este tot ce îmi doresc, o dăm tu puterii, ce am de făcut să făptuiesc. Ia rugăciunea asta și foa ta în fiecare dimineață și apoi avântă-te cu Hristos înspre fapte bune și vei vedea pe măsură ce scoți din ceea ce ți-a dat Dumnezeu să dai altora, Dumnezeu dă îndoit înapoi, Dumnezeu umple la loc, Dumnezeu îți lărgește hambarele, Dumnezeu te îmbogățește și mai presus de orice îți dă bucurie și pace în inimă, iar pentru fiecare faptă făcută în felul acesta, Dumnezeu îți dăruiește viață în viața veșnică, o răsplătire care rămâne. Aș vrea să ne cercetăm în apropierea noastră de masa Domnului, în lumina mesajului pe care l-am auzit.